Răsturnare de situație în scandalul medaliei de bronz la concursul de la solda a Jocurilor Olimpice. Sportiva din Statele Unite, Jordan Chiles, a decis să păstreze medalia de bronz, chiar dacă oficial i-a revenit româncei Ana Maria Bărbosu. Jurnaliștii americani au criticat decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv și spun că medalia aparține sportivei Jordan Chiles. Jurnaliști americani de la USA Sports Today anunță faptul că gimnasta Jordan Chiles va rămâne cu medalia de bronz și că a decis să nu o returneze Comitetului Olimpic Internațional. Decizia gimnastei Jordan Chiles vine în contextul în care Ana Bărbosu a primit deja o altă medalie de bronz, iar în clasamentul oficial de la Jocurile Olimpice, românca se poziționează pe locul 3, în timp ce sportiva din SUA a coborât pe poziția 4 în clasament. După săptămâni de controverse și răsturnări de situație interminabile, se pare că există o concluzie în telenovela medaliei lui Jordan Chiles. Sportiva din SUA se pare că își va putea păstra medalia, scrie Christine Brennan de la USA Today Sports. Jurnaliștii americani au criticat dur decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv, în urma căreia medalia de bronz de la concursul la sol la Jocurile Olimpice de la Paris a revenit gimnastei Ana Maria Bărbosu. Aceștia susțin că decizia a fost eronată, iar medalia trebuie păstrată de americanca Jordan Chiles. Medalia nu are ce căuta în România, ci într-un singur loc, acum și pentru totdeauna, în jurul gâtului lui Jordan. Comitetul Olimpic Internațional a vrut să ia medalia și să-i o ofere Anei Bărbosu, însă dacă gimnasta română ar fi avut vreun pic de fair play, nu ar fi trebuit să o accepte, au scris jurnaliștii de la LA Times. Pe de altă parte, în motivarea deciziei privind finala de sol la gimnastica de la Jocurile Olimpice de la Paris, Tribunalul de Arbitraj Sportiv TAS a respins categoric speculațiile venite din partea americanilor, conform cărora arbitrii ar fi favorizat România. Totodată, TAS a condamnat ferm declarațiile apărute în presa din SUA, pe care le-a catalogat drept scandaloase. Între timp, Ana Bărbosu a primit medalia de bronz într-o ceremonie oficială organizată pe esplanada Casei Olimpice din București. La ceremonie, gimnasta a declarat că această medalie este rezultatul a mulți ani de muncă în sala de sport.